Iulia ne-a primit o scrisoare din partea familiei, cred că de la mama ei, și se pare că îi dădea dreptate în ceea ce gândește și Iuliana. Băi, pentru mine nu este ciudat faptul că i-a întrerupt cunoașterea, pentru că se vedeau că sunt anumite diferențe între ei și, indiferent cât de mult a înaintat Iuliana în cunoașterea asta, la un moment dat o vedeam că era ceva ce nu-i place. Stătea cu Roberto, stătea, v-am spus că i-am văzut îmbrățișați, i-am văzut că se țineau de mână, afară la grătar el l-a pupat-o de câteva ori, dar la un moment dat o auzeam că spunea, te întinzi, hai că te întinzi, nu prea e ok, ceva la modul ăsta. Pe mine m-a nedumerit un pic faptul că ea a încetat această cunoaștere, pentru că Roberto i-a spus Denisei să se întoarcă în casă. Deci ea cumva, atunci spunea că nici n-a înțeles, nici n-a auzit ceea ce s-a întâmplat, iar după, din discuția cu fetele, a ajuns la concluzia că e ciudat ca Roberto să cheme pe Denisa în casă în timp ce este într-o cunoaștere cu ea. Și mai mult de atât, i s-a părut ciudat faptul că i-a spus bunicii că nu simte. Dar la fel, ea nu a auzit acea discuție, nu a văzut-o doar din ceea ce au spus fetele. Eu cred că a fost doar un pretext și cumva a simțit să facă lucrul ăsta încă de foarte mult timp, dar i-a fost teamă că va fi judecată și a așteptat, a încercat, a văzut că nu merge și nu merge. Și s-a folosit de acest pretext ca să pună punct relației. Dumneavoastră ce credeți?